Shakshuka. Numai uite-te și tu puțin ce bine arată. Așa ceva n-am mâncat de mult. Doamne ce bun e. Doamne ce bun e. Dacă respecti dieta și nu ți-ai să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, uite cum curge. E un mod plăcut de a-ți începe ziua. Shakshuka, shakshuka, shakshuka. De câte ori fac, mănânc până nu mai pot. Dragii mei pofticioși, vreau să fac pentru voi și mai ales pentru mine și sufletelul lui Constantin shakshuka. Această minunată rețetă orientală, această minunată rețetă care te va da pe spate la propriu și te invit să o faci, căci dacă nu o faci, nu știi ce pierzi. Așa că toate aromele ce le am aici le vei găsi acolo jos în descriere, mai exact lista de ingrediente, iar acum hai să nu mai pierd vremea și să fac, domnule, o shakshuka de asta, că nu mai pot de poftă, nu mai pot de poftă, nici n-are importanță ce țări se bat pe rețeta originală. Eu vreau o shakshuka pe cinste și asta am să fac după rețeta originală. Hai să o pregătesc. Dragii mei, mare lucru nu prea am de făcut, căci, după cum vezi, roșii decojite de la conservă. Aici am un sos minunat de pizza pe care găsește Iisus la recomandări și îl folosesc la rețeta aceasta, căci ridică totul la alt nivel. Și da, te invit să faci acest sos minunat pentru că e ceva, e de zile mari, iar pizza ta va fi avion, nu glumă. Hai să continuăm. Prafurile n-am cum să le toc. Am aici o grămadă de bunătăți, am turmeric, am boia dulce afumată, am fulgi de ardei iute făcuți de draga mea soție și hai să încep cu ardeiul roșu. Un ardei gras roșu pe care am să-l tai. Uite așa, procedând așa scap mai ușor de nervuri. Și acum, simplu, îl întorci pe partea cealaltă, îl tai în bastonașe, uite așa, după care în cubulețe de genul acesta, până într-un centimetru lățime. Apoi am aici o ceapă mai măricică. Am să înlătur codița, o tai pe jumătate și o toc mărunt. Perfect. Îi mai fac și așa, să iasă măruntă bine. Și acum o tai. Cu usturoiul, nimic mai simplu. Îl iau, îl aplatizez, uite așa. Și apoi îl mărunțesc. Simplu ca bună ziua. Adun grămadă și mai fac câteva treceri, 2-3. Cu pătrunjelul nimic mai simplu, am să-l iau, să-l berberesc. Ia ca așa, să nu-i rămână spânzurițele. Ceam aici merge la o supică, că știți și voi că nu arunc. Iar ceam aici am să toc mărunt. Adun frunzoaiele astea grămadă, că ăsta e un fel de pătrunjel mutant și-l toc. Și cam toată pregătirea a cam luat sfârșit. Acum nu rămâne altceva de făcut decât să pornesc shakshuka. Mamă, mamă, abia aștept să mănânc din ea, abia aștept să mănânc. Și, dragilor, dăm drumul la treabă. Iar ceam aici am o tigaie de inox proaspăt achiziționată și da, sunt foarte, foarte mândru de ea. Și vreau să-ți spun așa un mic secrețel cum îți dai seama când tigaia de inox este potrivită pentru a găti cu ea. De ce zic asta? Pentru că, da, o tigaie de inox de calitate poate deveni non-aderentă. Cum așa? Ei bine, am să-ți arăt imediat. Am aici puțină apă și dacă picur, observ cum se evaporă, da? Instant. Regula spune cam așa, tigaia de inox este pregătită pentru a se găti cu ea în momentul în care apa va dansa precum mercurul. Nu știți care e treaba acolo? Ei bine, vedeți imediat cum se comportă mercurul. Și din când în când o mai testez, în maxim un minut e gata. Și ai să vezi exact despre ce vorbesc, să știi și tu cum poți să folosești așa cum trebuie tigaia de inox, fără să se lipească de ea. Așa că, din nou apă și fiți atenți. Ia uitați, vedeți cum dansează apa? Mai mult de atât, ia să pun mai multă. Ia uitați. Despre asta zic, apa nu aderă la tigaie. Nu se evaporă, de fapt ea se evaporă, dar stă unită, stă grămadă. Și uite aici, uite-o cum dansează, uite-o, o vezi? Exact așa precum mercurul. Dacă te forțezi puțin, arunci biluțele afară din tigaie. Ia uite, spuneți voi că nu e minunat ce face mama natură. Uite cum faci mercur din apă. Și dacă vrei, ia uite. Ce facem acum? Ei bine, dau drumul la treabă. Ia cătă ce fac. Pun uleiul. Cât ulei? Undeva la vreo 20 ml de ulei. Imediat ce-l pun, va începe să fumege, ceea ce e normal. Bun. Și acum am să pun ceapa. Peste ceapă, de îndată sarea, o linguriță de sare. Iau și amestec. Am să pun și usturoiul. Cei 4 cătei de usturoi și tot acum am să pun și ardeiul gras roșu.
Ia uitați voi ce frumos se lucrează cu tigaia asta. Las puțin să se tragă totul la tigaie. Apoi am să pun o linguriță rasă de piper proaspăt crâșnit. Pun aici. Am să pun o linguriță rasă de chinion. Nu chine, chinion. Pun aici. Am să pun o linguriță de boia dulce afumată. Puțin afumată. Pun aici. Încă nu amestecăm, da? Apoi, curcuma sau turmeric, o linguriță, rasă sau cât dorești tu, o aici. Fulgi de ardei iute, o linguriță rasă, depinde cât sunt de iuți. Tragi puțin la tigaie, dar repede, uite așa, cât să atingă puțin căldura, nu mult. După care și pui vreo 300 de grame de roșii în suc propriu, dar roșii de cojit. Asta, pun aici. Și pe cât posibil, iei și rup din ele, să nu fie prea mari, bucățile prea mari. Uite așa cu lingura, mai temperezi puțin focul. Dacă nu ai sos de ăsta minunat de roșii, ei bine, mai suplimentezi cu încă o conservă de tomate în suc de roșii. Da, e nevoie, dar pentru că am și a stat foarte bine, uite și tu ce bine e sigilat. Hai să-l desfac. Perfect, așa. Ce fain e. Uite așa, pun aici. Ia uite tu ce bine arată. Mamă, mamă, ce bine arată. Și ați văzut că la condimente, sau mai bine spus când am pus boia de ardei dulce, ușor afumată, nu am amestecat. Motivul e unul cât se poate de simplu. Dacă o prăjești, mâncărica aceasta devine amară. Așa că mare atenție cu boiaua. Dacă nu ești sigur pe tine, o folosești după ce pui sucul de roșii. Dacă nu, faci cum am făcut eu. Și ar trebui să fie safe. Bun. Acum tot ce trebuie să fac este să acopăr și să las până când tot amestecul acesta minunat va deveni potrivit pentru o ușoare. O rețetă simplă, un mic dejun pentru zei, super rapid și super ușor. Și eu și pun capacul. Și am să las totul undeva la vreo 3 minute să stea așa, să se gătească, să se cunoască toate între ele. Roșia să se topească, roșia să-și tragă din bunătăți, aromele să încânte tot sosul ăsta minunat. După care am să pun ouțele. Hai că suntem aproape gata cu rețeta. Câteva momente mai încolo. Gata și cele 3 minute. Am să scot capacul. O, uite ce bine arată. Amestec puțin. Așa ca verificare să vedeți că nu s-a prins nimic de ea. Ce frumos arată. Ce frumos arată. Mamă. Marchez puțin locul pentru ce urmează să se întâmple. Și anume am să pun ouăle. 5 la număr. Primul am să-l pun aici. Ușor. Al doilea și el, tot la fel ușor. Uite și pe al treilea. 4 și 5. Unul pentru mine, unul pentru Constantin și restul găștii. Puțină sare, nu multă, doar puțin. Puțin piper. Și din nou căpăcel. Și am să mai las totul încă 3-4 minute. La foc mărunt. Să devină șacșuca potrivită pentru mine, ai mei și pentru voi. Hai să vedem ce o să iasă, dacă e ce trebuie sau nu, că sincer să zic, nu mai pot de dorul ei, nu alta. Abia aștept. Și gata, dragilor, 3 minute s-au scurs la fel de repede ca ultimile 3 minute. A venit momentul să opresc focul. Și da, am oprit și focul. Hai să-ți arăt cum arată aici. Ia fii atent. Fii atent ce bine arată, fii atent ce bine arată. Acum ce rămâne de făcut? Ei bine, pătrunjel verde pe deasupra. Uite așa. Ce să vă mai zic? Dragilor, poftă mare! Nu mai așteptați pe șef Paul Constantin să deguste. Trebuie să dați repede, să mâncați cât e cald, să curgă oul așa cum trebuie. Oul trebuie să fie moale, să se amestece cu sosul acesta minunat de roșii. Doamne, abia aștept, îmi plouă în gură de numai. Hai, trag și eu fotografia de final și mă apuc de treabă, că nu se mai poate. Privește și tu aici ce bine arată. Dragii mei pofticioși, i-a venit vremea și am făcut pentru voi și pentru mine și Constantin, șacșuca, cel mai șmecher mic dejun pe care îl vei mânca vreodată. Atât de bun, atât de gustos, atât de delicios și simplu de făcut încât nu-ți vine să crezi. Și da, e divin, nu alta. Numai uite-te și tu puțin ce bine arată. Iar acum a venit momentul să pun și eu în farfurie și să degust alături de voi, să vă spun cum a ieșit această minunăție de mic dejun, șacșuca. Și uite așa, am să iau ouțul din mijloc. Cu tot cu sos, exact așa, îl pun aici, mai iau puțin sos că-mi place și fii atent aici, am spus că ouă trebuie să curgă, trebuie să curgă, hai să-l vezi cum curge, ia uite-l, e fantastic, uite-l cum curge, e minunat,
încă s-a păstrat, deși am trecut printr-o ședință foto. Hai să vedem dacă a ieșit exact așa cum trebuie și cum altfel decât în compania unei pânici pe măsură. Vorba aia, șacșuca, pâine, totul tradițional, totul ca la carte. Uite așa. Ia să pun eu aici. Și hai să vedem cum a ieșit. Mama mia, mama mia. Dragilor, frumoșilor, pofticioșilor care sunteți. Așa ceva n-am mâncat de mult. De fapt, data trecută, că tot la fel a ieșit. Gustoasă și super, super delicioasă. Ia uite aici. Uite aici ce bine arată. Are un gust de zile mari. Sosul acesta aminat cu ochiuri e senzațional, nu glumă, senzațional. E un mod plăcut de a-ți începe ziua. Doamne ce bun e, Doamne ce bun e. Dragilor, dacă mă pun mult, o mănânc pe toată, nu numai ce am în farfurie. Mă declar fanul numărul 1 al acestui mic dejun. Wow, wow ce bun e. Și da, chiar te invit să o faci. Pentru că vorba aia e și garantată, e și gustoasă, e și simplă, e și delicioasă. Dragilor, acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături, că mă urmăriți pe pagina de Facebook, TikTok, Instagram, că sunteți alături de mine pe canalul meu de YouTube, că vă abonați, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, cu toate lucrurile ce le faceți, eu vă mulțumesc. Așa că, până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămâne în tine, mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de șacșuca. Că da, trebuie să o faceți. Eu v-am pupat, v-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super, super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune! Wow! Am să mănânc și pe al Constantin. Mamă, mamă, ce bine arată! Mamă, că bine arată!